Saved to be scared in church. Corrutorul Bunului Dumnezeu, începem de mâine Sfântul și Marele Post al Paștelui. Pășim cu credință și smerenie, așteptând de la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre și mântuirea sufletelor noastre. Pășim cu inimile încălzite, cugetele întărite, de dulceața Sfintelor Cântări ale Treodului, care cu 3 săptămâni mai înainte ne cheamă în taina utrenii. Ușile pocăinței deschide mie Dătătorul de viață. Pe unică Duhul meu la Biserica ta cea sfântă, de aceea pentru a ne putea apropia cu vrednicii de Marele Post, în aceștia Hristos Dumnezeu trăiește în inimile sufletele noastre, așa încât, dacă ai dat unui sărac în acest post o haină, însuși lui Hristos ai dat. De-ai chemat la masa ta un flământ, ai ospătat pe Domnul. De-ai primit în casa ta și de-ai culcat în patul tău un străin, pe el și stăpânul vieții al morții l-ai ocrotit. De-ai cercetat vreo văduvă și de-ai pus încălțăminte în picioarele unui orfan, pe Fiul lui Dumnezeu l-ai încălțat. De-ai pătruns în temniță și ai alinat un suflet ce pătinește, ai alinat inima Domnului. Iată, în tot acești oropsiți și sorții trăiește Domnul Hristos. Trebuie să o știm și să o spunem și altora. Iisus trăiește în lumea aceasta, în cei în suferință. Apropie-te de Hristos și apropie de cei sărmani, alinele durerile, mângâiele necazurile, potorește-le foamea, astâmpă-le setea și Domnul va răspătiție la venirea sa. Milostinia ta străbate cerul și pătrunde în fața tronului dumnezeesc, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Fă-o cu inimă curată și cu toată dragostea. N-ai haine să dai, dă pâine. N-ai pâine, dă un ajutor bilenic al fiar. Cercetează pe cei bolnavi. Cuvinte de mângâiere dă-le lor. Mângâie pe aceștia. Și aceasta se va socoti ție răsplată la Dumnezeu. Deci chiar un pahar de apă dat în numele Domnului și acela nu se va trece cu vedere. Avem atâtea mijloace prin care putem dobândi împărăția lui Dumnezeu, să căutăm și să vedem și vom găsi destul și destule mijloace prin care să ne numărăm în ceata drepților. Să nu creadă nimeni că vom avea vreo scuză la venirea Domnului, de aceea socoate ce faci, ce vorbești și cum trăiești, pentru că toate acestea ți le vor lua, ți se vor lua în seamă. Hristos nu ne va întreba atunci ce nume am purtat, ce rang social am avut, ce bogății sau podoabe ne-am înconjurat. El ne va întreba doar atât, ce bine ai făcut în lume, în post și rugăciune te-ai aflat. Să ne îndreptăm către Domnul Dumnezeu și Sfânta Biserică a căutat să ne pregătească sufletește în mod deosebit. Mai întâi, în prima duminică a Treodului, ne-a învățat cum să ne rugăm, cum să putem obține acea hrană spirituală a sufletului după ce care tânjește sufletul nostru. Ne-a așezat în fața ochilor sufletești parabola vameșului a fariseului, cei doi oameni reprezentativi pentru noi, care îndemnat să se roage, să comunice cu Dumnezeu. Vin în templu său să-L cinstească, să-L onoreze cu ființa. Să se dăruiască, să se contopească în rugăciune cu Dumnezeu. Am văzut ținuta mândria fariseului cu
cunoscător al legii, împlinitor al poruncilor lui Dumnezeu date prin Moise, sigur, de sine stăpân, pe viață, pe sufletul său, sfidând pe toți, pe oameni, ca pe Dumnezeu, în loc de rugăciune, în loc de iertare, El se laudă. Am văzut smerenia Iameșului, îndurerat, îngenunchiat în colțul templului. I-am simțit bătaia din pept și am simțit cu toții lacrimile sale cădinți, care ne-au îndoieșat. Am cules de pe buzele lui arse de păcate cuvintele rugii, fervinți și importante. Implorau iertarea mila lui Dumnezeu, împăcarea liniștită cu Creatorul. El nu se laudă cu nimic, nu se mândrea cu nimic, ci se umilea, plângea, se ruga cu lacrimi căință lui Dumnezeu să aibă milă zicând: Dumnezeule, milosite mie păcătos. Iar cuvintele picurate din gura Mântuitorului Hristos, la sfârșitul parabolei se înscriu ca un adevăr divin lăsat nouă tuturor credincioșilor, că zice: cel ce se înalță se va smeri, cel ce se smerește se va anunța. Parabola, pe lângă faptul că anunță o nouă relație și dă o nouă valoare rugăciunii făcute cu smerenie, ridică virtutea umilinței, treptele cele mai înalte spirituale. Icoana Fiului Risipitor, care se întoarce acasă la Tatăl său, procesul sufletesc ca dânc petrecut în cuciunță, mustrare de conștiință, hotărârea de a se întoarce acasă. Toate acestea care merg până la acceptarea pietrii dreptului de a se mai numi Fiul al Tatălui său, moștenitor al dragostei sale, ne-au lăsat și nouă în acest mod de viață. Ființa noastră, amărăciunea unor clipe trecute în viață din corul voia lui Dumnezeu, în cuvintele Tată am greșit, se cuprind întreaga istorie a dorului de mântuire, întreaga frământare a veacurilor, toate luptele purtate pentru propășirea credinței creștine și imaginea măreață a tuturor credincioșilor, dornici să se mântuiască. Și își ridică de veacuri brațele spre cerul implorând de la Dumnezeu iertarea și mântuirea zicând: Tată, am greșit. În același timp, alergarea Tatălui înaintea Fiului pe se întoarce acasă, îmbrățișarea lor haine noi, inelul așezat din nou pe deget, semnul cinstitei cinste al puterii, sacrificarea bisericilor mai buni, bucuria generală din întregul cămin, toate acestea, fericit cu iubire de părinte, legea firească a omenirii. Ele ne aduc cu gândul la mărturisirea făcută de Mântuitorul când spune că bucurie se face în cer pentru un păcătos care se întoarce la Dumnezeu. Iubiți credincioși, cuprinsă Evanghelie de astăzi, s-a citit în Biserica Luminice Drepite, ne arată cum va fi judecata Înfricoșătoare de apoi. De duminica trecută, rostindu-se acea Evanghelie, sfatul de mine creștine, care trebuie să împodobească sufletul fiecărui creștin, de o măreție fără seamă. Această icoană a judecății cele înfricoșate cele din partea credincioșilor, ca valorile morale ale iubirii creștine să fie împlinite înaintea lui Dumnezeu, împlinirea poruncilor ce izvoresc în dragostea pentru aproapele, mila, ajutorul, înțelegerea, jertfa. Duminica de astăzi, înaintea Sfântului Marele Post al izgonirii lui Adam din Rai, ne dă imaginea îndurerată a clipei când prima pereche de oameni, Adam și Eva, părăsesc paradisul, cea mai tristă zi din istoria omenirii. După credința noastră creștină, această pedeapsă dată pentru călcarea poruncii divine însoțită de blestemul dat de Dumnezeu primul oameni, cu urmările lui,
munca însudoarea frunții pentru câștigarea existenței, nașterea de prunci în dureri, blestemul ca pământul să nu mai dea roade ca până atunci și moartea, toate sunt lăsate posterității sub denumirea păcatului original, strămoșesc. În același timp, s-a hotărât și posibilitatea mântuirii prin făgăduința cu urmașul femeii va zdrobi capul șarcului. Pentru realizarea operei împăcării cu Dumnezeu a omului în starea cea din tâi, s-a desfășurat întreaga economia mântuirii, care s-a desfășurat în întruparea lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin jertfa sa pe cruce și învierea sa. La temelia acestei opere este iertarea ca una din condițiile mântuirii. De aceea astăzi Sfânta Biserică Mamă Ortodoxă, dându-ne un fragment din predica Mântuitorului ținută pe munte, ne arată care sunt cele mai bune metode de a căpăta iertarea păcatelor noastre. Cele mai bune arme de a câștiga cerul este iertarea. Vai de omul, vai de creștinul care nu iartă. Asta este postul și milostenia. Iată o trăime din faptele bune care ne salvează sufletul, ne duce pe calea mântuirii. Iertarea, milostenia, postul. Cu ajutorul cărora putem străbate această vreme sfântă făcând adevărată pocăință. Este o strânsă legătură între aceste trei fapte bune. Căci în zadar postește cineva, cel ce urăște pe fratele său, nici de cum nu-i va fi primit postul, nici jertfa lui. În zadar postește cel ce nu-și deschide inima spre sora lui, spre fratele său, în lipsuri și în suferință. Cel ce ne unește pe aceste trei și le împlinește, face adevărată pocăință. După ce ne-a arătat cum să ne rugăm și ne-a dat rugăciunea Tatălui nostru, rugăciunea domnească, a accentuat problema iertării. Iertării aproapelui drept condiția iertării noastre, ca să ne ierte Dumnezeu, din păcatele noastre să iertăm și noi greșitorul nostru. Că cine este fără de păcat? În acest raport Mântuitorul ne arată că iertarea și mântuirea nu pot veni decât prin aproapele noastre. Viața noastră viitoare depinde nu atât de noi, cât de aproapele nostru. Căruia trebuie să iertăm ceea ce ne-a greșit. Și ce frumos lucru este ca să te poți cunoaște pe tine însuți și să cunoști și pe alții. A ierta în sensul creștin nu înseamnă a ierta numai greșelile mici. Nici a ierta astăzi și mâine te întorci din nou la ură și mâine. Măsura iertării o arată Mântuitorul în răspunsul pe care îl dă Sfântul Apostol Petru. Adică, ori de câte ori simți că ți-a greșit fratele tău, să-l ierți. Să fii iubitor de aproapele. Și Dumnezeu te va ajuta. Ori ar fi greșit cineva, suntem datori să iertăm. Fără a hotărât numărul greșelilor. Jertfa Domnului Iisus, pe lângă că este expresia cea mai desăvârșită iubire divine față de omenirea căzută, ea este și un act de răscumpărare, inclusiv de iertare, făcut din partea lui Dumnezeu, prin sângele Lui și iertarea păcatelor. Iertarea poate fi asociată aici ca început și mântuirii noastre. Împăcarea definitivă fără iertare nu există, precum nu există nici iertare fără jertfă. Măsura iertării este jertfa, iertarea cu atât mai mult
Ce mai mult îmbracă haina de săvârșire, cu cât are mai mult preț de jertfă. Jertfa de pe Golgota a fost și este cel mai mare act de iertare, care își profilizează luminile din corul de veacuri și în stare să trezească la viață într-o Hristos toate condițiile căzute în gărută. Deci viața noastră capătă un caracter social. Ea merge până la sacrificiu și se încadrează în opera de slujire a oamenilor. Dar iertarea din partea lui Dumnezeu a păcatelor noastre este condiționată, între altele, de iertarea din partea noastră a greșelilor aproapelui nostru. Și așa ne învață Iisus în rugăciunea Tatăl nostru. Cine iartă nouă păcatele noastre, pe cum și ne dăm greșiților noștri. Iată deci că iertarea ni se prezintă aici sub raportul iertării, iertând altora, voi înși vă dați iertare. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur, iertarea în creștinism primește pentru prima dată acest caracter condiționat. Cât de minunată poate fi imaginea acelui moment când, ascultând de glasul Sfintei Evangheliei, vom merge spre fratele nostru om, cu mâna întinsă, cu surâsul pe buze, cu inima plină de dragoste și să știm că în persoana aproape nostru găsim pe Hristos. El este cel ce ne va primi, ne va mângâia, cel ce ne va învăța ce să facem atunci când cineva dintre oamenii noștri ne va face să suferim. Ne va învăța să ascultăm sfaturile acestea care ne vor face să câștigăm Împărăția lui Dumnezeu. Totdeauna același, totdeauna sfinte, totdeauna mărețe, să-L faci sărat și să iubești. În continuare, vezi că nici o Sfânta Evanghelie de astăzi, la începutul postului celui mare, ne arată conținutul și sensul adevăratului post, pentru că bine și corect, înțelegându-l, să-l putem să săvârșim spre folosul nostru, sufletesc, dar și cel trupesc. Primind de la modul de în care posteau și speculau fariseii cărturare pentru a avea laudă de la oameni, ei își smăleau fețele, umblau nespălați, cu părul nepeptănat, triști, ca și cum era gata să cadă de foame și de priveghere. Erau admirați de mesele necunoscătoare, prima aceasta, comiteau cea mai gravă încălcare a respectului față de porunca de a posti. De aceea Mântuitorul caută să arate încă o dată puritatea, frumusețea postului în cuvintele Sfintei Evangheliei de astăzi. Ce zice? Când postiți, nu fiți strici ca pățarnici. Că ei își smolesc fețele ca să se arate oamenii că postesc. Adevărat, vă spun vouă, își vor lua plata lor. Și adresându-se ucenicilor prin ei și nouă zice, tu însă când postești, unge capul tău, fața ta spală, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci tatăl tău, care vede toate nascuns, îți va răspăti ție. Prin urmare, prin aceste cuvinte ale Domnului Iisus, reiese că valoarea cade pe aspectul spiritual, duhovnicesc al postului. Adică întărirea puterilor sufletești asupra postului trupești. Dacă nu avem în vedere în practicarea postului aspectului spiritual, atunci partea lui materială nu poate avea decât valoarea unui regim alimentar, cum țin unii, pentru a slăbi, perdoane, pe care ne recomandă medicina, dar este lipsit de valoarea lui religioasă morală. Adevăratul post este la fel cu rugăciunea prin ferirea de mândrie, cu multă mulțumire sufletească, cu încredere puternică în ajutorul lui Dumnezeu. În afara aceasta, prin post, omul își împlinează mai ușor poftele trupului. Este un act de voință care arată dominația asupra instinctului de hrană
spirituală, asupra poftei de plăceri legate, atunci este expresia pocăinței pentru păcate, este jertfa bine primită la Dumnezeu, este un act de cult, adică o faptă de cinstire a lui Dumnezeu, învățătura de credință ortodoxă. Deci postul este o jertfă, o înfrânare a ta proprie, o biruință asupra omenescului trecător. Eu trebuie să desăvârșit în taina vieții a sufletului, așa este un act de intimitate spirituală, o bucurie. Și dacă postul și rugăciunea noastră sunt întărite de o jertfă a firii noastre, să ascultăm glasul divin ce spune: milă voiesc și nu jertfă. Dorim să ne arate că dragostea pentru aproapele întrece orice act de cult, act formal. Și prin urmările ei se adresează direct lui Dumnezeu. În felul acesta, înțelegând și practicând postul, ne vom lumina mintea, ne vom curăți sufletele, trupurile de toată patima, întinăciunea, ne vom înălța duhovnicește la Dumnezeu și vom ajunge să ne facem vrednici de lumina învierii lui Hristos. În încheierea Sfintei Evangheliei, Mântuitorul trece de la înfrânare, de la simțul trupești, la înfrânarea de la pofta pentru bunurile lumești. În sensul că omul credincios să nu fie preocupat numai de strângerea averilor materiale, ci să le considere că singurul scop al vieții nu condamnă a avea, ci biciuiește abuzul, specula, beția, voția, nedreptatea, prin cuvintele: nu vă adunați vouă comori pe pământ, unde molde rugina le strică, hoții le sapă și le fură. Și vă adunați vouă comori în cer, unde nici molde, nici rugina nu le strică, și unde furii nu le sapă, nici nu le fură. Aceasta trebuie să fie viscă din jos, scopul în sine, comoara spirituală a creștinului și, în același timp, comoara spirituală a unei comunități sau a unui popor. Dacă vom recunoaște că acesta este scopul suprem al frământărilor, al lucrurilor de o viață, formarea caracterului, înzestrarea ființii tale cu această comoară de virtute care te face să te cunoști mai întâi pe tine, de a-ți curăți ființa de interese minore și egoiste, și dacă vom recunoaște că mai presus de toate este fericirea, mântuirea, atunci fiecare și-a făcut datoria. Căci prin aceste realizări cad cuvintele Mântuitorului din Sfânta Evanghelie astăzi: unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Prin aceste cuvinte Mântuitorul urcă inima omenească în cer și coboară cerul în inima noastră. Comoara noastră să fie ușoară ca să poată urca și prețioasă să poată fi primită de Dumnezeu. Iată acum, la începutul Sfântului Marelui Post, al Paștului, Biserica ne arată încă o dată ce să facem ca să ne mântuim sufletul. Ce să facem să putem ridica firea noastră la echilibrul pierdut de primii oameni? La izgonirea lui Adam din Rai, ce să facem ca să putem privi cu liniște, demnitate, vrednicie, lumina, bucuria învierii? Ce să facem cu viața noastră, cu inima, cu comorile pe care firește le strângem într-o viață? Ce să facem să ne mântuim? De aceea, pentru a ne apropia cu credință și nădejde, cu demnitate de lumină a învierii lui Hristos, a mântuirii, să ridicăm privirea spre cerul sus, cât mai sus, și să avem pururi în față cuvintele Sfinte: unde este comoara voastră, acolo este viața voastră, în vecii vecilor. Amin.